Rezervația de la Țâpă ar putea să dispară complet în timpul apropiat, în opinia ecologiștilor, din cauza imașurilor și a tăierilor permanente a copacilor pe teritoriul rezervației, aceasta ar putea fi ștersă în curând. Președintele Asociației Ecologice Viitorul Verde, Dumitru Arion, a declarat pentru portalul Sputnik.md că rezervația naturală Țâpova a rămas în ultimii 40 de ani fără aproximativ 100 de hectare din teritoriul său. Potrivit lui, în acest fel, este încălcată legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat din 1900 și legea cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor, râurilor și bazinelor acvatice din anul 1999. Problema este că locuitorii defrișează acolo arborii, depozitează deșeurile menajere, construiesc treceri pe râulețe care rămân fără apă din această cauză. Renumitele cascade de la Țâpova vor dispărea în curând. Păscutul vitelor în zona râulețelor din rezervație sunt un adevărat pericol în acest sens, a subliniat Arion. El a mai adăugat că în cazul Țâpovei lipsește o zonă roșie a rezervației, care ar delimita clar zona de imaj și de tăierea a copacilor.